Părinții și profesorii fac apel către Ministerul Sănătății. Aceștia cer elevii să facă orele de educație fizică fără mască. După o perioadă atât de îndelungată în care elevii au stat departe de școală, orele de sport sunt mai mult decât binevenite dacă se fac fără mască și reprezintă o revigorare fizică și psihică. Măsura impusă de Ministrul Sănătății de a obliga elevii să poarte mască la orele de educație fizică este excesivă, susțin toate cele trei federații sindicale din învățământ și Federația Asociațiilor de Părinți. Mai mult, oficialii din Ministerul Sănătății ar trebui să țină cont de riscurile la care sunt supuși elevii care fac orele de sport cu masca pe față, având în vedere că masca afectează capacitatea de efort. Federația Sindicale din Învățământ, împreună cu Federația Asociațiilor de Părinți, au făcut o adresă Comună către Ministerul Sănătății, având și sprijinul Ministrului Educației, pentru a elimina masca la orele de educație fizică și sport. Copiii se plâng că este foarte greu să facă activitățile fizice cu această mască, este greu de respirat și mai ales că dacă există și posibilitatea să facă în aer liber, nu vedem rolul acestei măști. Se impune distanțarea fizică, este corect, se respectă normele igienico-sanitare și atunci considerăm că pentru ei, pentru sănătatea lor, este mai bine să nu poarte mască în timpul activităților sportive. Da, de exemplu și în țările de sport este opțională purtarea mașcă. În multe țări ale Uniunii Europene, masca la orele de educație fizică și sport nu se poartă, deci am putea să luăm și noi din experiența acestor state, mai ales că nu avem un indicator de infectare atât de mare este inexplicabil faptul că atunci când s-au stabilit măsurile prin ordinul comun al Ministerului Educației și Ministerul Sănătății, reprezentanții Ministerului Sănătății au afirmat că s-au inspirat din deciziile luate de alte țări, nu însă și în ceea ce privește purtarea măștilor de către elevi la orele de educație fizică. Și atunci și în prezent, elevii din majoritatea țărilor membre în Uniunea Europeană nu sunt obligați să poarte mască la orele de educație fizică. Greșesc specialiștii din aceste țări sau noi avem o problemă, au transmis cele trei federații sindicale din învățământ și Federația Asociațiilor de Părinți.